Și mai facem plăcinte cu orez. Ne povestiți? Mai țineți minte cum să făceam? Frământam tot la fel pâine, fără zahăr, mai mult pâine. Și după aceea fierbea orezul cu zahăr, punea aromii în el, lămâie, ce avea fiecare. Lămâie, vanilii și la urmă puțină scorțișoară. Și întindea foaie, ca și ca când ar face cozonac. Și bădea acolo modelul și o băga la rolă.